SUA produce armament biologic în Ucraina, iar mostrele sunt transportate prin România și Republica Moldova. Asta susține propaganda rusă. Această știre falsă susține că peste 16.000 de mostre biologice au fost transportate prin România și Republica Moldova până la laboratoarele asociate cu Pentagonul, iar probele ar fi folosite în cercetarea biologică militară. Informațiile astea ar veni chiar de la șeful forțelor de apărare radiologică, chimică și biologică din armata rusă. Știrea mai citează și Ministerul Rus al Apărării, care spune că Statele Unite lucrează ca să creeze bioagenți care pot infecta selectiv diferite grupuri etnice, în special pe ruși. Dar SUA n-ar vrea să se știe că acolo vor ajunge armele și de asta au inclus în ecuație și România și Republica Moldova. În realitate, Ucraina nu produce armament biologic și nici nu-l exportă. E doar o altă cale prin care Rusia încearcă să justifice invazia asupra Ucrainei, dar și să mai vorbească puțin despre Occidentul decăzut moral. În Ucraina nu există laboratoare de producere a armamentului biologic finanțate de SUA. Ba chiar în 2007 s-a alăturat convenției privind interzicerea armelor biologice. Dar n-a contat nici pentru presă și nici pentru politicienii din Rusia. Ei au tot vorbit despre proiecte americano-ucrainene de cercetare biologică, dar n-au menționat niciodată că cercetarea biologică nu înseamnă producerea unor arme de distrugere în masă. Chiar Rusia a primit de la SUA circa 400 de milioane de dolari pentru cercetări biologice în laboratoare specializate, identice cu cele din Ucraina. Acorduri din astea de colaborare mai sunt și în alte țări post-sovietice, doar că în cazul Ucrainei, acordul este prezentat de presa rusă drept un element al producerii de armament de exterminare în masă. Toate documentele, acordurile, cercetările și sursele de finanțare sunt însă transparente și pot fi consultate. Propaganda rusă mai susține și că armele biologice sunt îndreptate împotriva unor etnii, în special a rușilor. Dar până și cercetătorii ruși au dezmințit asta în 2017, când o comisie specializată a Academiei de Științe a Federației Ruse a publicat o cercetare care critica falsurile din presă despre armele genetice din Ucraina, Georgia și alte state. Specialiștii ruși au menționat și că uciderea doar a unor etnii specifice cu arme biologice e imposibilă. Între timp și Ministerul de Externe de la Chișinău a declarat că e o știre falsă, ba chiar că a fost lansată intenționat de Ziua Independenței Republicii Moldova ca să atragă atenția și să dezbine societatea. Dacă vrei să citești mai multe despre asta și nu numai, intră pe veritica.ro.